Alegerile locale și europarlamentare din data de 9 iunie se apropie, iar campania electorală a început în data de 10 mai. Astfel și în orașul Vânjumare, dar și în comuna Cușmir, reprezentanții PSD Mehedinți au fost alături de oameni dis de dimineață la târgurile din localități, pentru a vorbi cu cetățenii și a le asculta doleanțele. Județul Mehedinți este pe drumul cel bun și asta sub egida unei conduceri de calitate prin președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Satele și comunele din județul Mehedinți sunt acum la standarde europene, cu o infrastructură rutieră de calitate, unități de învățământ reabilitate, infrastructura de sănătate la standarde europene, totul în beneficiul cetățenilor. Astfel, în Târgul Vânjumare a fost o acțiune de angajament alături de echipele PSD și candidații pentru funcțiile de primar al orașului, consilier local, președinte al Consiliului Județean Mehedinți și consilieri județeni. Alături de vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, deputatul Alin Chirilă, primarul orașului Vânjumare, Alexandru Mijaiche, au fost viceprimarul Edi Tița, consilierul județean Vali Manțog, candidații la funcțiile de consilieri județeni Nicolae Vuvrea și Alexandru Stăicuț, primarul comunei Livezile, Adrian Nănuț, primarul comunei Poroina, Valentin Anuța, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Pădina, Dumitru Boceanu, echipele de consilieri și echipa de tineri din cadrul TSD Mehedinți. Orașul Vânjumare are de anul trecut cel mai modern târg din județ în urma unei investiții cu fonduri guvernamentale în valoare de 5,3 milioane de lei în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Iar de atunci, producătorii se bucură de condiții foarte bune, de expunerea mărfii, iar cumpărătorii pot alege marfa proaspătă întrucât au siguranța că este depozitată în spații conforme din punct de vedere sanitar. PSD stimulează producția autohtonă, iar prin această investiție a fost arătat respectul pentru producătorii care muncesc pământul pentru a aduce pe piață produse proaspete și sănătoase. De asemenea, și în comuna Cușmir a fost realizată o acțiune de susținere pentru PSD. În vizita în cadrul târgului din comuna Cușmir, reprezentanții PSD Mehedinți și-au dorit să stea de vorbă cu cetățenii, să le asculte doleanțele, problemele pe care le au la nivelul comunității. Echipele PSD, primarul Florin Cergă, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, consilierul județean Vali Manțog, candidații la funcțiile de consilier județeni Nicolae Vuvrea și Alexandru Stăicuț, primarul comunei Obârșa de Câmp, Marinela Dumitrele, primarul comunei Braniște, Ion Marin, primarul comunei Vânători, Dănuț Narcis Percea și echipele de consilieri locali, directorul general adjunct al AFIR, Dorel Stăicuț și echipa de tineri din cadrul TSD Mehedinți, au discutat deopotrivă cu locuitorii și producătorii ascultându-le nevoile. Da, da, ne-a dat pe suntem produsul dumneavoastră. Continuăm împreună. De la Gher la Mare, suntem la Gher la Mare, suntem la Gher la Mare, cu domnul Baicu, cu domnul președinte al Georgescu. PSD-ul, continuăm să schimbăm județul Mehedinți în bine. Exact. Știi, că domnul Iisus e un om foarte bun, să zic așa. Deci, mergem tot cu dânsul. Cetățenii sunt invitați să-și exprime sprijinul și încrederea în proiectele și viziunea primarilor prin participarea activă la procesul electoral și prin votarea pentru un nou mandat al acestora în data de 9 iunie. Alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, județul Mehedinți va continua să înflorească, realizându-se în continuare investiții în toate domeniile.